Bine, stimați colegi, stimați reprezentanți mass-media, în primul rând vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației de astăzi. Suntem într-o componență destul de largă, reprezentăm Centrul Analitic Independent Expert Group și astăzi vom prezenta concluziile principale ale noi ediții a publicației noastre trimestreale Realitatea Economică. Realitatea Economică este o publicație care prezintă concluziile opiniei expert grup pe marginea tendințelor economice recente, dar și pe marginea evenimentelor cu impact economic, financiar din sfera politicilor publice. În cadrul revistei prezentăm și indicele de alertă timpurie, care este calculat la fel de către expert grup și este un indice alternativ produsul intern brut care prezintă o viziune mai, din punctul nostru de vedere, mai cuprinzătoare cu privire la dinamica economică, dar și în special cu privire la evoluțiile ulterioare economice, deoarece indicele este poate prezice cu anumită probabilitate pentru dinamica economică pentru următoarele 2-3 trimestre. De ce și se numește indicele de alertă timpurie? Pentru că atunci când indicele se diminuează, este o alertă privind apropierea unei fie stagnări, fie recesiuni economice. Concluziile realității economice sunt prezentate sub formă de dashboard pe care sunt prezentate atât sub formă de document standard, clasic, cât și sub formă de dashboard interactiv pe care o puteți accesa pagina Expert Group. Îl vedeți la ecran și astăzi vom prezenta împreună cu colegii concluziile realității economice în baza acestui dashboard. Și, de fapt, pe prima pagină a acestui panou este prezentat nemijlocit indicele de alertă timpurie. Puteți atrage atenție la linia roșie. Observați că indicele, după o perioadă de diminuare, care a început din iunie 2017, practic a coborât până la atins un anumit nivel de rezistență și, practic, la moment a stagnat. Observăm o îmbunătățire marginală în lunile iunie și iulie. Această dinamică este într-o ușoară contradicție cu datele recente privind creșterea produsului intern brut, știți foarte bine. 5,2% este creștere economică pentru trimestrul 2. Este o creștere destul de bună. Se încadrează în prognoza Expert Group. Noi anticipăm că până la finele anului curent creșterea ar putea oscila în jur de 5%. Însă, iată această discrepanță dintre ceea ce ne relevă indicele de alertă timpurie și dinamica produsului intern brut, de fapt sugerează nimic altceva decât anumite probleme ce țin de calitatea creșterii economice și sustenabilitatea creșterii economice. Astfel, deși într-adevăr avem o creștere economică destul de bună, relevată de dinamica produsului intern brut, noi am remarcat o serie de riscuri care ar putea duce la încetinirea creșterii economice pentru perioadele următoare, inclusiv anul 2019. Cauzele principale sau riscurile principale pentru creștere economică din anul curent, dar și din anul viitor, sunt următoarele. În primul rând,
Deși noi vedem creșterea economică, crește ponderea ocupării informale, în special din contul sectorului agricol, despre aceasta vom vorbi în continuare, vor vorbi colegii. Vedem și scăderea, mai bine zis, stagnarea activității de creditare și stagnarea activității investiționale private. În general, creșterea economică a fost determinată mai cu seamă de activitatea investițională din sectorul public. Iată această stagnare, bine, avem o creștere modestă pe care noi o considerăm stagnare, pentru că avem și o bază de comparație scăzută. Activității investiționale private sugerează că investitorii încă nu au încredere în creșterea economică și în tendințele economice de mai departe. Băncile, la fel, sunt reticente să-și extindă portofoliul de creditare și, în general, aceasta ar putea să semnalizeze o incertitudine specifică perioadelor preelectorale, când investitorii pur și simplu așteaptă rezultatele alegerilor pentru a lua anumite decizii investiționale. Condițiile meteo sunt un alt risc pentru creștere economică, deși per ansamblu anul 2018 nu poate fi considerat un an agricol prost, însă conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la două jumătate anului se atestă o diminuare a precipitațiilor, ceea ce ar putea compromite unele recolte. Și aceasta va afecta și creșterea din sectorul agricol. Nu în ultimul rând, un risc iminent îl poartă creșterea cheltuielilor electorale, cu tentă electorală. Bine, noi le considerăm cu tentă electorală, vorbim de programele Prima Casă, de programul Drumuri Bune, dar și de recenta reforma fiscală, cunoașteți foarte bine, introducerea ratei unice pentru impozitul pe venit pentru persoanele fizice, reducerea contribuției sociale plătite de angajator de la 23% la 18% și majorarea plafonului, pragului neimpozabil pentru persoanele fizice. Pe fondul unui an pe care noi îl așteptăm să fie unul deficitar, an în care deficitul bugetar ar putea atinge pragul de 3% din produsul intern brut, anume pe fondul acelor cheltuieli infrastructurale, proiecte infrastructurale cu tentă electorală, această reformă fiscală va aduce pierderi bugetare suplimentare pe care noi le estimăm la 1,8 miliarde de lei pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018-2019. Deci aceasta practic va dubla deficitul structural al fondului de pensii, deficit care va fi acoperit din contul bugetului de stat. La bugetul de stat nemijlocit vor fi acumulate cheltuieli, pierderi, mai bine zis, de circa 600 de milioane de lei, la fel în 2018-2019. Per ansamblu avem pierderi destul de esențiale care vor fi acoperite primordial din contul creșterii datoriei de stat interne. Guvernul va intra în competiție cu sectorul privat pentru resursele creditare ale băncilor, deoarece anume băncile procură valorile mobiliare de stat și finanțează deficitul bugetar. Aceasta va duce la realocarea, aceasta va afecta și mai mult accesul investitorilor privați la creditul bancar, ceea ce va împiedica relansarea activității investiționale private. În plus,
Și după alegeri ne putem aștepta la o anumită, așa numită corectare bugetară. Atunci când, deja după alegeri, pentru a acoperi, pentru a echilibra sistemul de finanțe publice, guvernul ar putea să recurgă la austeritate bugetară, la năsprirea controalelor fiscale sau chiar la majorarea unor taxe și impozite, iarăși pentru a compensa acele măsuri electorale luate până la alegeri. În concluzie, deși situația economică într-adevăr se îmbunătățește marginal, totuși e de vreme să vorbim despre o creștere economică calitativă. Această creștere economică este determinată de mai mulți factori temporari și electorali, care ar putea să fie compromiși deci în perioada următoare, în lumina riscurilor pe care le-am menționat. Mersi, în continuare voi oferi cuvântul pe rând colegilor, care vor prezenta concluziile pe fiecare capitol în parte și începem cu Alexandru Fană. Nu știu, îl mutăm? Este nevoie? Da. Ok. Încercăm. Bună ziua! Eu am să vorbesc despre mai multe sectoare. Voi începe cu agricultura. În acest sector, noi, în prima jumătate de an, am avut o creștere foarte bună, cu 7,2%. Creșterea a fost determinată de majorările din sectorul fitotehnic, datorită unui proces mai intens de recoltare. În același timp, în sectorul zootehnic, a fost o scădere și dintre subcomponentele sectorului zootehnic doar producția de vite și păsări a fost în creștere, iar producția de lapte și ouă în scădere. Totodată aici trebuie să menționăm că anumite condiții climaterice care pot constrânge creșterea din agricultură, ne referim în special la deficitul de precipitații din primele 7 luni ale anului 2018, comparativ cu perioada similară anului 2017. De menționat că repartizarea, spune, deficitului de precipitații n-a fost una uniformă. Lunile în care a fost cel mai jos nivel a precipitațiilor a fost mai și aprilie, iar în vară a fost luna august. Și anume, din cauza acestor evoluții, sunt condiții mai nefavorabile pentru culturile de toamnă și culturile legumicole. Dacă ne referim la industrie, aici în toate componentele industriei sunt creștere. Aș dori să menționez în special subsectorul industriei extractive. După o cădere foarte lungă, noi avem în prima jumătate de an o creștere a sectorului, o creștere destul de bună, cu 8%. Noi, practic, putem vorbi despre revenirea acestui sector după un îndelungat recul. La fel au fost creșteri și în industria prelucrătoare, care cumva în ultimii ani deja este motorul creșterii în întreg sectorul, dar a fost creșteri și în sectorul energetic. În comerțul intern trebuie să menționăm că sunt creșteri pe toate subcomponentele. Ele variază, anumite subsectoare au crescut mai intens, iar altele mai lent, dar pe ansamblu comerțul intern are o evoluție dinamică pozitivă. Dacă ne referim la prețuri și politică monetară, aici ar trebui să menționăm două tendințe importante care ne interesează. Pe de o parte este rata inflației, care cumva s-a stabilizat în ultimele 4 luni în jurul nivelului de 3%. În luna august chiar am avut o ușoară creștere
comparativ cu luna iulie, de la 3.2%, dar aici observăm o inflație destul de joasă comparativ cu ținta băncii naționale de 5% și chiar comparativ cu limita de jos a coridorului în care BNM încearcă să mențină rata inflației de 3.5%. Și unul dintre factorii care a determinat această dinamică se referă la aprecierea monedei naționale. Observăm că în ultimii, în trimestrul 2 și în primele, și în, deja în trimestrul 3 s-a testat o reîncetinire a aprecierii monedei naționale. Și deja, asta este o altă tendință care se conturează în acest trimestru. Dacă ne referim la sectorul bancar, aici trebuie să observăm tot două tendințe interesante. Este mai degrabă un sector bancar, dar sectorul financiar. În sectorul bancar noi observăm o dinamizare activității de creditare, însă ea se datorează în primul rând oferirii împrumuturilor persoanelor fizice și o creștere mai lentă a creditării persoanelor juridice. Și concomitent trebuie să menționăm că este o creștere destul de accelerată a creditării în afara sectorului bancar, în special la creditării din sectorul de microfinanțare. Această mutare a unor agenți economici de la creditarea bancară la creditarea în sectorul prin intermediul întreprinderilor, prin intermediul sau companiilor din microfinanțare este cauzată și de unele proceduri mai grele, de exigențe mai înalte privind normele prudențiale care un pic îngreuiază creditarea și de aceea agenții economici care își agenții economici mai mici încearcă să obțină surse de finanțare și din alte zone. Și ultimul aspect la care ne referim este activitatea investițională. Ceea ce primul lucru care observăm și deja este o tendință care continuă a doilea an, este dinamica foarte accentuată a investițiilor publice. Practic, noi suntem într-o o fază, spunem, de expansiune bugetară, se manifestă pe mai multe domenii, este o creștere semnificativă a salariilor în sectorul bugetar și iată aici avem o creștere destul de accentuată a investițiilor publice. În ultimii 2 ani investițiile publice au crescut cu ritmuri de cel puțin 20% și anume datorită activității investiționale în partea sectorului public, noi și avem o dinamică pozitivă a investițiilor. Și pe de altă parte trebuie să menționăm tot un moment foarte important. Noi din 2014, abia în 2018 avem două trimestre consecutive când investițiile publice au crescut. Acest lucru ne bucur. Da, investițiile private. Investițiile private au crescut. Deci două trimestre consecutive de creșterea investițiilor private. Acest lucru pe noi ne bucură, însă concomitent mai degrabă ridic o întrebare. Noi la moment nu privim cumva cu prudență această evoluție, noi nu știm exact, acest lucru este început unei tendințe sau doar este un episod, deoarece pe de-o parte acele probleme structurale din economia națională n-au fost soluționate, iar plus la asta noi suntem într-un an, de fapt, suntem într-un an în preajma unui an electoral și acest lucru la fel ar putea constrânge activitatea investițională a agenților private. Deci, la moment, această ușoară repornire a activității investiționale private trebuie de tratat cu precauție, deoarece încă nu este clar dacă noi avem o schimbare de tendință sau
doar așa, doar un episod. Și acum mă ofer... Deci, ceea ce ține de comerț exterior, observăm în ultima perioadă o dinamică destul de pozitivă. Avem o majorare a exporturilor de circa 26% și a importurilor de aproximativ 25%. Totuși, analizând datele acestei statistici, să nu uităm de bază de comparație destul de joasă a anului precedent. Deci, avansul în ceea ce ține exporturi a fost grație sporirii capacităților industriilor care activează în loc și aici, în speță, mă refer la industria componentelor pentru industria auto, care au dinamizat cel mai mult comerțul exterior. Totodată, aș putea menționa de asemenea și exporturile de produse agroalimentare, în special dedicate pieței UE, mai cu seamă produsele oleaginoase și cerealele. Și ce aș vrea să menționez că în pofida la aceste evoluții pozitive, totuși din punct de vedere structural, exporturile denotă anumite carențe de competitivitate, întrucât avem o concentrare destul de excesivă a exporturilor în direcția produselor cu valoare adăugată relativ scăzută. Ceea ce ține de mediul extern, pe ambele piețe de referință, UE și Federația Rusă, a fost destul de favorabil. Deci economia Rusiei a fost impulsionată în mare parte de sectorul hotelier, transport și restaurante în contextul organizării campionatului mondial de fotbal, dar și de prețurile relativ mari la produsele petroliere, ceea ce a dat un avans de 1,8% în trimestrul 2. De cealaltă parte, economia europeană, deși pe ritm de creștere în contextul extinderii comerțului mondial, a înregistrat o anumită încetinire, în special în trimestrul 2, fiind afectat în mare parte de inflație, ce a schimbat într-o oarecare măsură modelele de consum din zonă. Și în final avem o creștere în UE de 2,2%. Ceea ce ține de piețele globale, observăm că prețul petrolului continuă să se majoreze, înregistrând în luna iulie maximum din ultimele 12 luni. Aceasta s-a datorat în mare parte menținerii limitelor de producție impuse încă în anul trecut de către țările OPEC, precum și de escaladarea violențelor în Orientul Mijlociu, dar și Venezuela. Ceea ce ține de indicele FAO, avem ușoară diminuare, până la 167,6 puncte, astfel că prețurile, fiind determinate de prețurile la grâu și produse lactate, care de fapt au înregistrat o majorare în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, care s-au soldat cu recolte destul de proaste în UE, dar și Federația Rusă, de cealaltă parte, prețul la zahăr și uleiuri vegetale au scăzut în contextul deprecierii monedei naționale în Brazilia și India, fiind principalii producători, precum și perspectivelor destul de bune de recoltare a produselor date anul curent. Mersi. Deci, Iulia. Динамика системы венитули популяции, финансовые публичные пиаца мунчей. Венитули популяции креск мод агрегат, а генерал фуа дистолби рапид. На триместру 2, дегземпу саларию, термин реаля крескут импрессионант 9%. Ажустат сезоньер сатуряза, в примур рэнд, крештери экономичи и темперари инфлацией. Dar și bazii de comparație reduse din anul precedent. De asemenea, altă sursă importantă de venituri a populației, cum sunt remitele, cresc destul de rapid, deși și-au temperat ritmurile de creștere, însă sunt de două cifre, în jur de 11-12% față de aceeași perioadă anului trecut, ajustat sezonier. Și, din nou, aici sunt un factor că este... În anul acesta este mai multă recuperare, fiindcă în 2015, 2016, 2017 au fost scăderi destul de importante la transferul de peste hotare și acum din 2017 este o tendință de recuperare. Însă, cum a fost menționat mai
de Alexandru, aprecierea modernii naționale aproape mănâncă tot din creșterea aceasta, fiindcă când este schimbat acest echivalent de dolari în lei, aproape nu este o creștere în echivalentul în lei. Ceea ce ține de finanțele publice, executarea bugetului până la finele lunii iulie arată o dinamică extrem de pozitivă, că veniturile cresc, au crescut mai rapid decât cheltuielile, deși veniturile s-au stabilizat, creșterea veniturilor s-a stabilizat în jur de 11-12%, în timp ce cheltuielile au fost în jur de 8% până la sfârșitul lunii iulie. Și bugetul a fost încheiat public național cu un excedent aproape în jur de 1 miliard de lei. Însă sunt riscuri din nou ca până la finele anului să fie posibile noi inițiative de cheltuieli electorale și această situație se va schimba fiindcă cheltuielilor crește, fiindcă acele inițiative lansate în prima jumătate de an vor duce la creștere mult mai rapidă a cheltuielilor și acest excedent bugetar o să se transforme în deficit, însă principalele provocări nu țin de anul acesta, însă de anul viitor, care provin din regiunile reformei fiscale și modul de colectare a venitelor la bugetul național. Ceea ce ține de piața muncii, din nou, este o imagine extrem de pozitivă, creșterea ocupării până la o rată de ocupare în jur de 45%. Asta în premier pentru ultimii 7-8 ani și o rată de șomaj în jur de 3%. Însă, acești indicatori cantitativi care, dintr-o parte, arată că crește ocuparea și descrește șomajul, este umbrită de faptul că calitatea ocupării scade. Rata, ponderea populației ocupate informal a crescut la cel mai mare nivel din ultimii 10-12 ani, până la 36%. Deci, circa 36% din toată populația ocupată acum este, are relații de muncă informale. Fie n-au contract, fie anumite plăți pentru angajatorul nu plătește pentru angajat sau sunt în general întreprinderi informale. Și aceasta este o tendință foarte îngrijorătoare pentru creșterea durabilă a economiei naționale și pentru a calității și inclusiv și a veniturilor populației. Pe lângă carențele gestiunii sectorului public menționate mai sus, o serie dintre acestea rămân nerezolvate pe parcursul ultimelor 7 ani. Curtea de conturi atrage atenția practic în același an asupra acelorași probleme ce țin de acumularea veniturilor la buget, ce țin de gestiunea cheltuielilor publice, în special în sectorul achizițiilor publice, gestiunea patrimoniului public, suma irregularităților ridicându-se în fiecare an și depășind 9 miliarde de lei în 2017, conform calculelor noastre. Mai mult, în raportul anual pe care Curtea de Conturi l-a publicat, aceasta a tras atenția asupra modului în care sunt alese obiectivele de investiții publice, recomandând o precauție specială a modului în care acestea sunt alese, a modului în care acestea sunt argumentate și făcute. Acestea fiind spuse, deși au fost făcute progrese la capitolul control parlamentar prin adoptarea strategiei naționale de integritate și anticorupție, nivelul, controlul parlamentar per se rămâne a fi unul extrem de scăzut, ceea ce se reflectă și printr-un nivel de executare a recomandărilor Curții de Conturi, la fel foarte scăzut, care nu depășește 49% din totalul acestora. Crearea unei comisii parlamentare care s-ar ocupa de gestiunea sectorului public și care ar atrage o atenție sporită acestor recomandări durează mai mult de 2 ani, presupunând în acest caz că aceste probleme vor rămâne în afara discursului politic, vor continua să fie nerezolvate, cu toate că suma irregularităților este una extrem de mare în opinia noastră. Principala cauză a neexecutării acestor recomandări, pe lângă faptul că controlul parlamentar este unul extrem de scăzut, este o lipsă, pe de o parte, o lipsă de capacitate și interes din partea guvernului, pe de altă parte este vorba de
lipsa capacității personalului și nivelul de salarizare scăzut în sectorul public. Deși acestea ar duce la o îmbunătățire semnificativă a modului în care sectorul public al nostru este gestionat și a problemelor care sunt, an de an, după cum am spus, în cuvântul de salut al domnului Until în Parlament, era că în rapoartele Curții de Conturi sunt o repetare anuală a acelorași probleme. Asta ar fi tot. Mulțumesc. Stimați colegi, noi deja am trecut la discutarea principalilor evenimente economice din perioada analizată și în continuare vom prezenta opinia noastră privind trei evenimente cu impact economic mai importante care au avut loc în această perioadă. În primul rând, la 1 septembrie am împlinit 4 ani de când Moldova beneficiază de acordul de asociere și în special de zonă de liber schimb aprofundată și comunitate cu Uniunea Europeană. Noi am estimat impactul acestea. Ulterior, colegul Alexandru va prezenta opinia mai detaliată cu privire la impactul reformei fiscale la care deja m-am referit. Iar eu voi prezenta iar și opinia noastră succintă privind amnistia fiscală care a fost deja aprobată. Și după cum a menționat și Adrian, una din cele mai importante noutăți, le zicem, din domeniul politicii comerciale a țării a fost că pe 1 septembrie, de fapt, s-au împlinit 4 ani de la aplicarea acordului de instituire a zonei de comerț liber aprofundat și cuprinzător dintre Republica Moldova și UE. Această perioadă a fost marcată de multiple provocări și probleme, atât din interne cât și externe, care au generat un șir de speculații în această perioadă privind oportunitatea acordului, semnării, negocierii și așa mai departe. În pofida la toate aceste constrângeri, datele statistice indică asupra unui alt tablou, de fapt. În perioada de referință, mă refer la această perioadă care e cumulativă, exporturile spre UE au crescut cu aproximativ 22%. Mai mult ca atât, Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de drept principal partener comercial a Republicii Moldova cu o pondere de aproximativ 69%. Pe lângă acestea, aș vrea să menționez că în pofida speculațiilor vis-a-vis de importurile masive din Uniunea Europeană și invazia produselor europene pe piața Moldovei, datele statistice indică contrariu. De fapt, avem o reducere a importurilor de 4% pentru produsele agroalimentare și de 15% aproximativ pentru produsele industriale. Mai mult ca atât, putem menționa că cel mai mult de pe urma liberalizării au beneficiat produsele agroalimentare. De fapt, avem o creștere de 44% în toată această perioadă cumulativă. Deci, ce rămâne de spus? Că toate aceste sperietori care erau până la semnare și parcursul implementării nu s-au adeverit, de fapt. Datele statistice indică contrariu și indică asupra oportunității de a avea acest acord cu Uniunea Europeană. Însă, în același timp, după cum am menționat și anterior în prezentare, avem careva carențe de competitivitate și avem o concentrare excesivă pe produsele cu valoare adăugată brută și... Scăzută. Destul de scăzută și aceasta indică asupra necesității consolidării instituționale de a implementa în continuare acordul de a beneficia plenar de toate oportunitățile care sunt oferite de acesta. Mersi. Da. Să mă refer pe scurt la acel set pachet de legi care a fost votat la sfârșitul lunii iulie, care se referă la două componente, la așa numită reforma fiscală și amnistia fiscală și a capitalului. În primul rând trebuie să menționăm că a fost o viteză cosmică cu care s-au adoptat aceste proiecte de legi. În
trei zile doar. Au parcurs un drum pe care alte proiecte de lege și alte inițiative le parcurg mult mai greu. Pe 24, dacă nu știu, iulie a fost anunțată inițiativa, pe 25 iulie a fost deja vizate proiectele de lege la ședința Guvernul, iar pe 26 și 27 iulie cele două legi au fost votate. Pe lângă viteza cosmică trebuie să menționăm caracterul netransparent al promovării acestor documente importante, un lucru care evident nu este binevenit. Dacă ne referim doar strict la conținut, documentul a prevăzut, de fapt, noi nu putem vorbi despre un singur, a prevăzut două componente separate. Una ține de propriu zis de reforma fiscală, proiectul numărul 282, dintre care principalele componente se referă la reducerea cotei contribuțiilor pentru asigurările sociale de stat plătite de patroni de la 23% la 18%, și a doua se referă la schimbarea modului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice de la prin trecerea de la o impozitare progresivă cu două rate, care era anterior și care este și acum 7-18%, la o singură rată de 12%, și majorarea scutirii personale până undeva în proximitatea minimului de existență. Asta e prima reformă, proiectul de lege numărul 282, și a doua măsură care s-a încercat să fie ambalat ca un tot întreaga care este separat, se referă la amnistia fiscală, așa numită stimulare fiscală, și amnistia capitalului numită în lege declararea voluntară. Dacă ne referim strict la conținutul reformei fiscale, anume la legea numărul 282, aici putem intra în discuții lungi, orice reformă fiscală, orice măsură de politică economică are așa numite plusuri și are așa numite minusuri, orice măsură de politică economică este implementată în dependență de mai mulți factori, cum ar fi orientarea politică a guvernului, condițiile economice. Și aici noi nu putem avea obiecții majore, propriu-zis, față de anumită reformă fiscală. O să fie, evident, anumite momente benefici care țin de dinamizarea probabil diminuarea activității investiționale, evident că va fi demotivată angajarea informală și datorită la acestor factori o să avem și o intensificare a activității economice. Însă, concomitent, evident că sunt și anumite momente negative care se referă la creșterea inegalității sociale, ori impozitarea prin cotă unică va favoriza toate categorii, toți salariații, însă cel mai tare va favoriza persoanele care obțin venituri mari, și drepturi mari va crește decalajul dintre veniturile persoanelor mai înstărite și a persoanelor mai sărace. Și a doua problemă despre care deja am menționat și Adrian se referă la pierderile bugetare, și aici trebuie să menționăm că în primii ani de implementare a reformei, primul an și probabil al doilea, o să avem venituri ratate pentru întreg bugetul public național, și însă dacă ne referim pe componente apare, da, venituri bugetare provenite din impozitul pe venituri persoanelor fizice, precum și pe bugetul asigurărilor sociale de stat, aici am putea avea venituri ratate pe perioadă mai mare, nu doar primii 1-2 ani de implementare a reformei, ci mai mulți ani de la implementarea reformei. Însă, dacă vorbim în general de bugetul public național, estimăm că vor fi venituri ratate doar în primul an și probabil și în a doilea an. Asta... Ce nu mută în a doilea an, probabil? Ce mai mult? Dar vor da pe cel an pe... 2019. Deci, în primii doi ani vor fi
vor fi ratări la bugetul public național și după ce situația s-ar putea schimba. Deci acestea sunt principalele două riscuri. Și Andrian, deja despre amnistia capitalului. Da, pe final. Da, bine. Pe final, amnistia capitalului s-a vorbit în public deja despre această inițiativă. A fost deja aprobat și efectiv sau urmează să intre. Deci a fost deja și promulgată de către președinte, deci este. Însă noi nu ne vom opri să monitorizăm această lege controversată și să ne expunem punctul nostru de vedere, deoarece este o lege cu profund impact, cu foarte multe riscuri pentru noi. Care sunt acele riscuri? Chiar dacă legea este totuși mai calitativă decât cea care a fost promovată în decembrie 2016, dacă vă amintiți, de data aceasta este o lege mai conformă cu bunele practici internaționale. Totuși, pentru Republica Moldova, noi am atestat o serie de riscuri. Acestea sunt, în primul rând, derivă din faptul că Moldova are un cadru de combatere a spălării banilor, unul destul de fragil. Legea privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului a fost aprobată, dacă nu greșesc, în decembrie 2016, deci foarte recent, și respectiv noi suntem încă deci începători la primele etape de aplicare acestei legi. Deci este foarte riscant la această etapă, la câteva luni de la intrarea în vigoare a noii legi cu la combaterea spălării banilor, să fie aplicate măsuri care vin în contradicție cu principiul de luptă împotriva spălării banilor. Ori aici există riscuri că instituțiile care vor fi responsabile să aplice această lege în contextul amnistiei capitalului să nu poată aplica legea în mod efectiv. Legea să rămână mai mult formal. Acest risc este amplificat de faptul că perioada de timp în care urmează să fie legalizate activele este una destul de scurtă, variază în dependență de activ, de la 2 la 3 luni. Este o perioadă mega scurtă și în contradicție cu practicile internaționale, de regulă se alocă circa un an sau chiar mai mult pentru a permite actorilor, oamenilor, beneficiarilor să ia cunoștință cu prevederile legii și să beneficieze de această lege în condițiile în care instituțiile reușesc să verifice și originea banilor și integritatea banilor. În această perioadă scurtă de timp care a fost alocată conform legii, aceste legi amnistiei capitalului, 2-3 luni, este o perioadă foarte scurtă și aceasta ar putea, de exemplu, cazul băncilor, care urmează să accepte numerarul care urmează să fie legalizat. Băncile ar putea să fie supra-solicitate și să nu poată verifica originea și integritatea resurselor într-un mod calitativ și la timp. Este o perioadă, deci, foarte scurtă, mai ales că băncile nici nu știu cum să facă acest lucru, deoarece încă urmează ca Banca Națională a Moldovei să elaboreze instrucțiuni, regulamente tehnice pentru a îndruma băncile cu privire la pașii concreți, pașii tehnici, cum urmează să fie aplicată această amnistie a capitalului. Aceasta scurtează și mai mult perioada în care băncile vor putea să verifice originea și integritatea banilor și respectiv să aplice prevederile legii cu privire la combaterea spălării banilor. Cu alte cuvinte, chiar dacă legea cu privire la amnistia capitalului
Spune Express că aceasta nu vine în contradicție cu legea privind la combaterea spălării banilor și va fi în conformitate cu acele norme de precauție stabilite în legea privind la combaterea spălării banilor. Faptul că această lege a fost aprobată foarte recent și avem o perioadă foarte scurtă de timp, este riscul ca măsurile de prevenire a spălării banilor să fie aplicate mai curând formal decât efectiv. Un alt risc ține de corupție. Moldova este pe locul 122 din 180 de state conform indicelui de percepție a corupției. Și aceasta, prin definiție, creează riscul evident că de această lege vor beneficia oficiale corupție și alți criminali. Și nu în ultimul rând, deci legea sau mai bine zis ca orice amnistie fiscală sau de capital, aceasta creează situația în care costurile de evaziune fiscală să fie mai mici decât beneficiile complianței fiscale. Cu alte cuvinte, cei care și-au ascuns averile vor fi avantajați față de cei care s-au conformat legislației fiscale și de integritate să-și declare averile, mai ales că acea taxă de legalizare de 3% este una foarte mică, mai ales în comparație cu impozitul pe venitul persoanelor fizice. Și, de fapt, face ca această amnistie capitală să fie una din cele mai generoase amnistii capitalului din lume, care, evident, urmează să creeze motivații nedorite pentru cei care au intenție să-și ascunde averile și veniturile. În concluzie, chiar dacă, într-adevăr, sunt exemple, sunt și pozitive și negative, dar sunt exemple și pozitive de aplicare a amnistiei capitalului. Exemplele pozitive sunt specifice mai curând țărilor dezvoltate, țărilor în care lupta împotriva corupției, lupta împotriva spălării banilor este bine pusă la punct. Republica Moldova, să recunoaștem, este absolut evident că are un cadru de integritate fragil, un cadru de luptă împotriva corupției destul de ineficient și în aceste condiții este extrem de riscant aplicarea unei legi cu impact atât de evident și cu care ar putea de fapt favoriza criminale și corupții. Și prin urmare noi ne menținem, reiterăm îngrijorarea cu privire la această lege, iar având în vedere că ea deja funcționează, a fost deja aprobată aprobată și de Parlament și de președinte, singura strategie pe care o are la moment societatea civilă, adică noi, este să monitorizăm aplicarea acesteia și să vedem totuși în ce măsură aceste riscuri se materializează și respectiv să monitorizăm astfel încât această lege totuși să fie la minim explorată de către cei cu intenții obscure. La fel, noi recomandăm Parlamentului, utilizând funcția de control parlamentar, să cheme la raport guvernul cu privire la aplicarea acestei legi. Guvernul sugerăm să vină cu raportări lunare la Parlament și în care să prezinte în mod transparent cum este aplicată această lege și cum instituțiile statului fac tot posibilul pentru a preveni ca această lege să servească intereselor obscure. Vă mulțumim, în 45 de minute am prezentat un volum foarte divers de informații. Noi am încercat să prezentăm cele mai importante evenimente economice din ultimele luni.
Acum, dacă aveți careva întrebări. Da. Dar puteți să ne ajutați să înțelegem mai bine cum legea privind programul Prima Casă 3, drumuri bune și amnistia fiscală, cum vor influența lumea asupra bugetului pentru anul viitor? Și ați menționat despre un deficit bugetar care ar putea să depășească nivelul de 3%. Este pentru anul 2019. Dar puteți să ne spuneți cum anume? Cum va influența Prima Casă, cum va influența drumuri bune și care, prin urmare, vor fi consecințele pentru cetățenii? Da. Deci, în primul rând, riscurile pentru stabilitate bugetară noi le prevedem atât pentru anul curent, dar în special pentru anul viitor. Care sunt factorii care au alimentat acele riscuri? În primul rând, sunt acele inițiative electorale pe care le-ați menționat deja. Spre exemplu, programul Prima Casă obligă guvernul să aloce bani pentru garantarea acelor credite ipotecare. Deci guvernul va trebui, de fapt, intuiesc că deja a alocat acele resurse bugetare înghețate sau alocate nemijlocit pentru a garanta acele credite, astfel încât dacă cineva din debitori, cei care au luat aceste credite, nu poate returna creditul, statul să acopere aceste pierderi pentru bancă. Deci asta presupune bani opriți în bugetul de stat, bani opriți pentru a garanta aceste credite. Proiectele infrastructurale, cum sunt drumurile, este evident, sunt proiecte infrastructurale cu cheltuieli nemijlocite din bugetul de stat. Iure, cunoște estimările sau... Vreau să spun doar că în legea finanțelor publice este totuși, guvernul este limitat ca deficitul bugetar să fie -2.5% cu excepția veniturilor din granturi străine. Și însă acolo este și o mică oportunitate pentru guvern care a fost permis pentru că către donatori externi fie utilizat ca deficitul bugetar să fie mai mare, anume pentru când se găsesc surse pentru proiectele de infrastructură din extern. Și, de exemplu, și aici această posibilitate permite ca guvernul să aibă un deficit mai mare de 2.5%, cum este stipulat în lege, fiindcă această prevedere a intrat în vigoare din 2018 și de aceea orice inițiativă care, fiindcă când a fost lansată aceste inițiative, inclusiv în primul rând reforma fiscală, s-a anunțat ca guvernul să mențină această prevedere legală, fiindcă guvernul este obligat să mențină. Problema că în cazul când apare un anumit deficit, de exemplu, de resurse, se poate merge pe creșterea datoriei interne, fiindcă sunt probleme, de exemplu, cu accesul resurselor financiare din extern. Fiindcă, de exemplu, asistența macrofinanciară a fost statul pe o perioadă și atunci unica opțiune este, sunt două opțiuni majore, fie mărești datoria internă, fie realoși din anumite domenii, de exemplu, prioritare spre alt domenii pentru a satisface cheltuielile pe programe inițiale. Și a treilea, cum aș spune, opțiune pentru a se încadra în acest deficit, de exemplu, de 2.5-3%, este că din 2019 să se sisteze anumite indexări, de exemplu, de salarii, de pensii și așa mai departe, care le-am văzut în ultimul an. Și să respecte anumite prevederi pentru angajamentele deja făcute. Și aici chiar și cu programele anunțate, sunt opțiuni că ele să fie plafonate la anul 2018 și să nu fie extinsă ca volum pentru, chiar dacă să apară cereri pentru programul Prima Casă sau pentru drumuri bune. Iar impactul, reforme fiscale, l-am menționat deja, sunt circa 2,2 miliarde de lei, pierderi pentru 2018-2019, pierderi care vor afecta atât bugetul de stat, cât și bugetele autorităților publice locale. Aceasta se va reflecta asupra creșterii deficitului bugetar, așa cum menționat colegul, și respectiv asupra creșterii datoriei de stat interne. În contextul în care majoritatea asistenței financiare externe este
sistată. Aceasta creează riscuri și mai mari, de fapt, pentru creșterea deficitului bugetar, peste 3% în anul viitor. La rezultat, care ar fi consecințele pentru simpli cetățeni? Deci, noi avem orice pierdere bugetară înseamnă realocări de la alte cheltuieli, mai ales sociale. Deci, la mod direct, sectoare cum ar fi educație, sănătatea, sectorul social, finanțarea acestor sectoare, nu vreau să spun că va scădea, dar va avea de suferit. În mod evident, pentru că statul va trebui să optimizeze cheltuielile. De asta și am ridicat acest risc, mai ales pentru perioada după alegeri. Guvernul va trebui să întreprindă măsuri pentru a echilibra finanțele publice prin optimizarea cheltuielilor, prin reducerea cheltuielilor, sau chiar prin creșterea unor taxe sau impozite, pentru a acoperi acele goluri, acele pierderi la buget. Mă ajută, 2,4 miliarde, pentru că asta cazul 2,4 miliarde. Da, izvinite, 2,4 miliarde. Dar când vedeți în 2019 год, или 2019 год, există proporție, măjnă și dar. Un român, o să rău. Deci noi, având în vedere că legea începe să intre în vigoare din 1 octombrie, costurile cele mai mari vor fi observate în 2019. 1,4 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale de stat în 2019 și circa 450 de milioane de lei la bugetul de stat, la fel în 2019. A, 2012 care a fost situația? 2000 care? Deci, după 2019, având în vedere că aceste măsuri urmează să ducă la creșterea salariului net, aceste măsuri ar putea să favorizeze angajații și să ducă, fapt ce ar putea duce la creșterea consumului și într-un scenariu optimist, aceasta ar putea să ducă la creșterea economică și la creșterea investițiilor, deoarece vor crește veniturile disponibile ale populației. Respectiv, conform modelului nostru, în baza unui scenariu optimist, începând cu 2020, pierderile la bugetul asigurărilor sociale de stat vor începe să fie compensate prin surplusuri, începând cu 2020. Iar la bugetul de stat, totuși nu ne așteptăm la compensări, bugetul de stat va pierde circa 100-130 de milioane de lei în fiecare an, în mod constant, deoarece acesta este efectul introducerii taxei unice pe impozitul pe venit. Însă acesta este scenariul optimist. Deci, conform scenariul optimist, aceste pierderi din 2018-2019 vor fi compensate de surplusuri din 2020-2021. De ce noi suntem sceptici vis-a-vis de acest scenariu optimist? În primul rând, deoarece această inițiativă este una în preajma campaniei electorale. Noi considerăm o inițiativă electorală. Aceasta înseamnă că inițiativele electorale, prin definiție, nu sunt durabile în timp. După trecerea alegerilor, guvernul revine la realitate și de aceea noi ne așteptăm la corecție, la optimizare bugetare sau la creșterea impozitelor înapoi. În plus, această creștere, această relaxare fiscală înainte de alegeri nu este una credibilă pentru populație și pentru firme. Atunci când credibilitatea acestor reforme este scăzută, oamenii, de fapt, nu încep să consume mai mult, așa cum modelul nostru sugerează, ci totuși așteaptă până trec alegerile să vadă dacă această inițiativă este cu adevărat una
durabilă sau este un octent electorală. Deci noi nu ne așteptăm ca creșterea salariului net, drept rezultat al acestei relaxări fiscale, să ducă imediat la creșterea consumului. Sau cel puțin creșterea va fi una mai modestă decât o estimează modelul. Da, și prin urmare, noi, pentru noi sunt mai credibile anume costurile imediate generate de această relaxare fiscală. Dacă mai sunt întrebări? Aici, da, unde trăiesc la numai, da. Bine, toate materialele sunt disponibile pe site-ul expertgroup.org. Eu aș vrea pe final să vă informez că mai multe discuții mai detaliate, mai desfășurate vor pe marginea calității creșterii economice, pe marginea activității investiționale vor avea loc în cadrul conferinței internaționale Macro 2018, care va avea loc pe data de 19 octombrie și vă așteptăm cu toți la această conferință, unde cu siguranță vom discuta lucruri interesante despre calitatea creșterii economice. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!